Această mașină valorează $1, iar acest Lamborghini valorează $1.000.000. Astăzi o să le comparăm să vedem dacă Lamborghini-ul chiar își merită banii. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să facem rost de aceste mașini. Și ca să facem rost de mașina de $1, va trebui să venim fix în această locație. Aici este un parc auto cu multe mașini distruse, avem chiar și un avion. Și chiar aici pe stânga avem mașina noastră. Aceasta este mașina de $1. Ca să facem rost de mașina de $1.000.000, va trebui să venim fix în această locație. Intrăm frumos în curte și aici pe stânga avem mare Lamborghini. Nu cred că se supără nimeni dacă l-am împrumut și eu un pic, nu? Hai, mersi frumos, sănătate! Pentru prima probă, ambele mașini trebuie să ajungă în vârful muntelui Ciliad. Bun băieți, hai să vedem dacă această mașină poate să urce pe Ciliad. Momentan nu este foarte greu, însă în momentul în care drumul o să devină mai abrupt, atunci o să fie challenge-ul adevărat. Hai să vedem dacă trece de partea asta și... A trecut! Încă o porțiune grea, hai să vedem și... A trecut cu brio și de partea aceasta. Hai să vedem și aici. Trebuie să avem grijă să nu cădem de pe munte. Și... Ce ai mă, n-am o frică cu mașina asta. Aici este o pantă destul de abruptă și a trecut foarte, foarte ușor. La o parte, la o parte, la o parte, la o parte. Era să sărim de pe munte acolo. Trebuie să avem grijă. Și am ajuns în vârful muntelui Ciliad, băieți. Hai să vedem cum se descurcă și Lamborghini-ul, băieți. Cu mașina asta trebuie să avem mare grijă pentru că este foarte puternică și e posibil să sărim foarte ușor de pe munte. Trebuie să fiu mai atent cu mașina asta fiindcă derapează și putem să pierdem controlul super, super ușor. Cum am făcut acum? Ușor, 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 ușor. Ui, e destul de greu, mi se pare puțin mai greu să urcăm cu Lamborghini decât cu cealaltă mașină. Hai să vedem dacă trece de această porțiune mai abruptă și... ușor, 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 ușor. Hai să vedem dacă putem să ne întoarcem înapoi pe drum. Ne-a revenit, băieți. Era cât pe ce să sărim de pe munte, dar am avut noroc. Încă o porțiune abruptă și a trecut și de aceasta. Ușor, 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 ușor. Băi, e destul de greu să urcăm cu mașina asta. Ia uite cum pierde aderența. Olo! Nu, 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 urcă, 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 urcă! Fuck, băieți. Aparent am rămas aici blocați cu mașina. Deci runda aceasta este câștigată de mașina care valorează $1. Nu-mi vine să cred, sincer. La runda numărul 2, ambele mașini trebuie să urce pe această rampă să vedem care urcă mai mult dintre cele două. O să începem la fel cu mașina care valorează $1. La începutul acestei rampe avem și un boost care o să ajute mașina să urce cât mai mult și hai să vedem cât o să urce mașina care valorează $1. Îi dăm drumul în 3, 2, 1 și ne-am dus. Bun, băieți, hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am pierdut puțin controlul. Doar până la 6. Am puțin, sincer. Hai să vedem și Lamborghini-ul cât o să urce. Îi dăm drumul în 3, 2, 1 și ne-am dus. Hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deja a depășit prima mașină. 8. Doar până la 8, sincer, mă așteptam să urce mult mai mult. Această rundă a fost câștigată de Lamborghini. Scorul este 1-1. Și hai să trecem la ultima probă să vedem care mașină o să câștige. În această probă, mașinile trebuie să treacă prin apa care se află pe acest traseu. Bun, băieți, hai să vedem și ultima probă să vedem care este mașina câștigătoare. O să începem la fel cu mașina care valorează $1 și hai să-i dăm drumul. Primul nivel ar trebui să treacă destul de ușor. Și s-a întâmplat, a trecut destul de ușor. Hai să vedem al doilea. Apa este puțin mai mare, însă văd că mașina asta chiar se descurcă. Nivelul 3, hai să vedem. Și... să vedem dacă o să treacă. Nu vine să cred, a trecut și de nivelul 3, băieți. La nivelul 4 deja apa este super, super mare. Dar dacă o să treacă și de nivelul ăsta, mașina asta e altceva. Hai să vedem. Și... Hai. S-a stricat mașina. Da, s-a stricat mașina, băieți. S-a stricat mașina. Dacă mă întrebați pe mine, mașina de $1 s-a descurcat neașteptat de bine. Hai să vedem dacă Lamborghini-ul o să-i facă față. Pentru Lamborghini o să fie mult mai greu pentru că mașina este mult mai joasă și e posibil ca apa să ajungă mult mai repede la mașină, dar hai să vedem. Primul nivel a trecut destul de ușor. Nivelul 2, deja apa este mai mare. Nu cred. Nu cred că Lamborghini-ul s-a oprit aici. Nu știu dacă auziți, apăs pe W să meargă mașina înainte. Și mașina nu mai merge, nu vine să cred. Deci oficial, mașina de $1 a câștigat și această probă. În urma celor 3 probe, mașina care a câștigat este...
mașina de un dolar. Nu vine să cred că această mașină a câștigat, dar în urma celor 3 probe, aceasta a câștigat cu scorul de 2-1. Da și voi acolo un like dacă v-a plăcut videoclipul acesta. Eu am fost Mario și v-am pupat. Pa, pa!